Nu ți-e rușine, femeie bătrână și nețințită, cu jos era un copil căzut, plin de sânge și spunea oamenii, acuză la etajul 3 de acolo. Ajung în ușa spitalului de urgență, intrăm, țip, eu nu sunt de aici. Dar de unde sunt? Nu știu, dar eu nu sunt de aici. Iubirea între un bărbat și o femeie este întâi dragoste, este întâi foamea speciei. Ei se atrag pentru a procrea instinctiv. Ce faci pe proasta mea? E proasta mea, drăia mea, bam, o pală peste mă. Adică golăniile astea. Exact. Care distrug viitorul, distrug iubirea. Ești fericit când nu te simți vinovat. Nu poți să fii fericit și vinovat. În această zi sunt foarte bucuroasă, încântată și onorată în același timp să-l am ca invitat în fața mea pe idolul atâtor generații, pe un om extrem de drag mie, pe un om pe care îl apreciez, îl stimez și îl iubesc din tot sufletul. Am avut onoarea să-l cunosc acum mulți ani de zile, însă faptul că astăzi, într-o zi deosebită, specială pentru dânsul, pentru noi toți românii care l-am urmărit în zeci de filme, zeci de piese de teatru, este onoare să-l am alături de mine pe maestrul Florin Zamfirescu. Vă mulțumesc, maestre! Mulțumesc și eu! Mulțumesc pentru cum m-ai prezentat. A fost din suflet și cred că puteam să mai spun mult mai multe alte lucruri. Da. Dar îmi doresc din suflet să vorbim noi astăzi împreună. Da. Despre, nu știu dacă sunt lucruri pe care oamenii de acasă încă nu le știu, însă și dacă ar fi să vorbim de, nu știu, 10 ori despre același lucru, eu nu m-aș supăra și cred că nimeni nu s-ar supăra. Sunteți un deliciu, în adevăratul sens al cuvântului. Și apropo de delicii, pentru că este o zi specială, asta nu știu dacă știu ce de acasă, noi filmăm cu ceva timp înainte de ziua în care difuzăm podcastul. Prin urmare, nu pot să uit că în 1 aprilie, mai exact pe 12, este ziua dumneavoastră de naștere și am onoarea să vă sărbătoresc aici. Așa că un mare la mulți ani maestrului Florin Zamfirescu. Nu cred. Și cu un tort, nu știu dacă mâncați tort sau nu, dar este al dumneavoastră. Și sper să-l împărțiți numai și numai cu oamenii dragi. În special cu soția pe care o salutăm. Nu e butaforie, puteți să gustați. Mâncați dulce? Am diabet, da. Asta vă întreb, mai... Fac o injecție în plus. Da? Mai aveți așa momente când mai poftiți? Da, mai... nu, mai, da? Mai gust. Mai gustați. Îmi dă voie nevastă mea, care e doctorița. Da, 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 știu. Doctorița mea specială. Mai dă voie câteodată așa. Ce înseamnă pentru dumneavoastră ziua de naștere? Cum o vedeți? Păi, cum o percepeți? A însemnat ceva foarte diferit de ce înseamnă acum. Însemna că mai... Când am mai împlinit un an, sărbătoream, mă aduceam prieteni ultima dată când am împlinit 55 de ani, am sărbătorit-o la Odeon, eram actor, da. Încă acolo, și am chemat 55 de prieteni. Ce frumos! Toți colegii de facultate, actori, mai în vârstă, mai tineri, fete, băieți. De-aia am făcut-o la Odeon, că era o lume mută și nu acasă, nici la lăsa. După care mi-am dat seama că încep să sărbătoresc trecerea anilor spre bătrânețe și m-am cam liniștit, m-am mai liniștit. Acum nu pot să spun că îmi pare rău că am mai trăit un an. Nu pot. În niciun caz. Nu, da, nu mai sunt chiar așa bucuros. Oh, de azi am 72, de azi am 73, eu sunt născut în 49. 49. În 2022, fac 73 de ani. Doamne ajută și mulți înainte. Dar dintre acei 55 de prieteni, câți vă mai sună să vă spună la mulți ani? Nu, eu uneu și mulți, că am chemat oameni și mai da, mulți. Da, da. Dar eu le-am spus atunci, la revedere, mi-am spus, dragii mei, eu nu fac sărbătorii în fiecare an, cum bine știți. Da. La 55, nu, la 50 am făcut chestia asta. Mai în spate, am înțeles acum. Și zic, următoarea mea sărbătorire va fi la 100.
și jur că tot pe voi am să vă chem. Dar nu știu dacă o să vă convină unde vă chem. Dar, de exemplu, nu știu, în ultimii ani v-ați mai făcut o mică petrecere, am ceva restrâns. Acum, mi s-au mulți nepoți, am da, patru băieți, să vă trăiască patru, și doi copii, un băiat și o fată, Vlad Zanfirescu și Ștefana Sanfira, care fiecare mi-a făcut câte doi băieți. Da. Avem familie mare. Aveți familie frumoasă și numeroasă. Sora mea care are și ea două nepoate, care are și ea un băie, doi băieți are, dar unul e în America. Medic în America, altul este avocat în București. Da. Și când e să ne adunăm la mine acasă, la Mogoșoară, e teren mai mult așa, da. Și am masă afară, cu scaune multe, cu bări, cu petrecere, cu muzică și cu căței și cu am și o groască țestoasă, una mare. Știu, știu. Deci când e să ne adunăm, e o bucurie. E o bucurie. Acum stau și eu cu un scaunel și ei mă uit la tine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să profitați până la urmă de zilele speciale și m-am întrisat un pic când am citit ceva. Spuneați, cred că anul trecut de Crăciun, nu mai are rost să mai sărbătoresc Crăciunul, nu mai scot eu bradul din beli, ce unul de plastic, până acum îl împodobeam, nu îl mai împodobesc acum. Nu mai... Am spus că nu mai are rost să sărbătoresc Crăciunul. Să îl împodobiți. Da, bradul, pe nu, dar făceam brad până în tavan, da. Luat din piață, un fel de fel de ghirlăți și cu... Acum, nepoții mei stau în casa lor fiecare și la mine nu vin chiar de Crăciun, că sărbătoresc între ei, eu da. Știu. Și vin după aia și acolo am și un brăduleț, eu cu nevastă mea, a cumpărat ea un brăduleț atât de la masă până aici, de plastic, care stă ambalat frumos, da. Când se desface așa, are și un fir, îl bag în plis și luminează tot, nici mai pui ceva în el. Hai, e bucuria până la urmă. E un brăduleț acum, am vreo trei de aștept. Ca să suplinească bună mare. Pentru că am vorbit despre ziua de naștere, pentru că am vorbit despre oamenii dragi, aș vrea să mergem puțin și în copilărie. Să-mi spuneți care e sunt... E greu să mergem în copilărie. E greu, dar este și frumos, cred. Poate că, nu știu, ca fiecare om trecem și prin perioade foarte frumoase, perioade la care ne gândim și poate suferim. Dar cred că orice experiență ne-a îndemnat să fim oamenii de astăzi. Când vă spun copilărie, care e primul moment care vă vine în minte sau perioadă frumoasă? Ce amintiri aveți? Primii ani ai copilăriei sunt până pleci la școală. Și am foarte multe amintiri din perioada. Eu m-am apucat să-mi scriu amintirile. Eu acum, dacă actor și am trecut prin perioada copilăriei, am traversat-o, am scris cam prima sută de pagini. Și mi-am dat seama ce copilărie minunată am avut. Atunci eu nu știam. Nu știam că uneori mă și chinuiau. Mă chemau la muncile agricole, la strâns prune, la... N-am făcut eu tot. Adică eu cu sapa n-am dat niciodată. Dar cu coasa, de cosit am cosit mult, alături de oameni. Dezbrăca până în prâu, aveam mușchi. După aia strângeam prune, că aveam gospodării la bunici. Și era o perioadă foarte grea, în care tata maică n-avea serviciu, uneori că aveau probleme, sau salariu extraordinar de mic. Și atunci noi am crescut pentru că l-am avut pe bunicul meu și casa de la țară, unde aveau vaci. Deci noi copiii n-am suferit de... N-aveam bani să cumpărăm și noi, nu știu ce. Dar v-ați bucurat de copilărie? Copilăria era cum ea, de sculți pe izlazuri, coclauri în munților, cozia Domnului. Și să nu mai am avut o copilărie de vis. De vis. Atunci nu știam. Și relația cu sora dumneavoastră cum era? Era o relație firească între frate și soră care se bătea unul. Ea începea prima, mă zgâria. Și pedepsele cine le încasa? Eu. Mi se pare ceva normal. Și mama. ea descoperise că e de ajuns să țipe un pic și mama, de ce țipă fata? Am înțeles. Și dacă aveam o jucărie și am eu iar, și noi o dădeam, țipa. Și mama, de ce țipa? Păi, tată, ce țipă, mă, fata, că fata nu-i nebună. Nu țipă ea. Nu țipă ea degeaba. Și eu îi spuneam, bă, e nebună, că țipa. M-am cam... Ne certam. Vă certați. Bine, deși jucam. Ca între frați. Eu la un moment dat, nu-mi plăcea că era fată. Mă făceam pe izlați cu băieții, cu bici, cu...
Da. Ea era fată, era firavă, era altceva, nu, era nu putea firavă, să... Era șmecher. Era șmecher și șmecherită. Nu era firavă deloc când, nu era. Când mă zgâria, mă dădea să încep. Se transforma. Avea niște unghii. Cum a fost apoi trecerea de la copil fiind apoi la adolescenți? Care erau preocupările? Care erau activitățile atunci? Cum să spun, că eu nici n-am băgat în seama trecerea asta. Când am învățat, am o mică poveste. Eram în clasa 1, treceam spre a doua și bunicul meu mă vedea, mă jucam cu bicece pe curte, tăiam bețe, nu puteam să stau o secundă. Da. Și bunicul meu zicea, mai pune-mă mâna pe cartea aia, mă n-auzi, mă. Mai pune-mă mâna pe... A trecut un an. Eu, într-a doua, am început să citesc bine, deci rapid, și am prins imediat, semănând cu mama. Că mama mea tot chiar făcea la fel în copilărie. Da. Am prins gustul lecturilor. Doamne, am găsit niște lăcrițe mici, pline cu doxuri. Clasa a doua asta. Păi da, a doua spre a treia. Da. Erau cărțile alea mici, după aia aventurile de capitanului Nemo, de la bunic, da. De la fraților, mama, de la mama citi. Erau cărți îngălbenite, dar cărți mici, așa, dox. Cine e mai bătrân știe, tu n-ai cum să știi. Era colecția dox, cărțile. Am găsit doxuri, o lăcriță cu doxuri. De lui citeam una pe zi. Și lui tata mare mă vedea pe acolo pe-n curte cu cartea. Mai lasă-mă cartea aia, mă, n-auzi? Și eu i-am spus, pe aia nu trecut, nu zice, mai pune mâna pe cartea. Ia uite-mă acum. Și acum uite. Păi da, bă, dar nu așa. Prea mult. Eu nu mai făceam nimic. Nu mai puteam înțelege nimeni cu mine. Mă băgam într-un hambar undeva. Mama îmi spune că se ducea mai în spatele casei, era un corn. Plantă de aia de face coarne și cu frunze foarte dese și s-ascundea în corn și abia când se făcea întuneric venea acasă, o băteau unde ai fost și a doua zi făcea la fel, s-ascundea în corn și citea toxurile alea. Iar eu care după aia am găsit Contele de Monte Cristo, wow. Cu lesele în facsimi, cartea era atât de groasă. Dar să înțeleg că ați renunțat practic în acea perioadă la, nu știu, jocurile cu prietenii, nu cu copiii, nu puteam renunța la nimic. La nimic. Aveam, împărțeam, că eu recitam. Puteați atât de mic fiind să vă împărțiți cumva sarcinile activității. Din clasa a doua până printre a cincea, vis-a-vis de casa mea din Călimănești, că eu școala o făceam la Călimănești. Și toată vara erau la bunici, dar aici, vis-a-vis de casa mea, era o bibliotecă. O cameră cu trei pereți, pline cu cărți, plin cu cărți, pereți. Biblioteca pentru toți. Era o bibliotecă comunală de aia. Nu orășe, da. Comunală. Treceam strada și intram în bibliotecă. Păi ce-mi trebuia? Această pasiune... Am citit toată biblioteca aia. Ce frumos. Toți trei pereți. Am citit cartea rusă, eu am uitat cea, dar n-am să uit Tânăra Gardă, n-am să uit Stepan Razin, n-am să uit Așa s-a călit oțelul. În cărți rusești. După aia Șolohov, pe Domnul Liniști. Le citeam în dezordine absolută, ce găseam, luam. Citeam odată o carte groasă, mi-e plăceau cu câte mai groasă, că atât și o citeam, era și în versuri, mă chinuiam așa la început, după aia m-am învățat repede. Și unchiul meu, care era profesor de română, fratele lui tata, zice, știau unchii mei că eu citesc. Ce citești acolo, Florine? Citesc o carte, unchiul n-aie. Odiseea. Citesc Odiseea. De unul Homer. Și zice, da, Iliada e citit-o? Nu, ce e? Păi, vezi că sunt fădos. Adică prima e Iliada, da, de Homer. Și apoi Odiseea. Mă eram la jumate cu Odiseea, am citit-o pe aia. Și după aia am luat Iliada și ați mai înțeles? Le-am citit invers. Mult mai ușor. Pentru că deja mă familiarizasem cu numele, cu Odiseu, cu toate numele. Și cu zei. Și acum când m-am întâlnit cu cântă zeiță mânia cea prinsă pe Ahil, pe Reianul, Patima Clodea, cea Heilor, Midea, Amarul, aduse suflete multe trimise pe lumea cealaltă, wow. Rupul făcându-le prada și la felul de păi. Stai, Dumnezeu, eu puteam recita că vreau să o fac artist de când m-am născut. Puteam recita o săptămână, zi și noapte, fără pauză.
am cam pus de la mine 12 ore. Eu am zis așa, 6 zile și 7 nopți. Sau 7 zile și 6 nopți. 6 nopți. Nu prea ajunsese la o săptămână. Îmi am luat o foaie și scrieam titlurile poezii ca să vină că nu mai vreau. În anii liceului mă chemau la Pitești, ca recitator. Mă lansasem deja la un mare spectacol. Devenisem vedete național. Într-o noapte, în spectacolul se numea Dialog la distanță. În 27 martie, acum bine, 1966, eu aveam 16 ani. Și m-am lansat la acest Dialog la distanță cu legenda Mănăstirii Argeșului, meșterul Manole. Și în câteva zile am început să primesc geamantane de scrisori din toată țara, de la fete, de la băieți. La 16 ani. De la băieți, de la pensionari, de la profesori, de la oameni simpli, de la oameni complicați. Și adresa mea, că acolo se recită tânărul Florin Lampiescu, din regiunea Argeș. Argeș. Florina. Și adresa mea devine, nu mai știam numele, devenise recitatorul din Călimănești. Așa spuneam. Da. Și veneau. Și venea poștașul, eu aveam o masă mare acasă, cu tolba aia lui. Și o golea toată la mine, bă. Păi ce? Zice, toate stare tale, până nu vrea să cred. Și tot venind așa vreo două săptămâni, tata a făcut roze niște lădițe de alea, geamantane vechi. Și am tot acolo. M-a apucasem să răspund. Sunt de levă la Găiești. Am înălțimea 1,68. Am bustul. Nu știu ce e la bust. Dar ele... Fetițele știau. Dar ce scrie mai exact în scrisoare? Te-am văzut la Dialog la distanță, mi-ai plăcut extraordinar, sunt o mare admiratoare a ta și aș vrea să corespondăm dacă se pot. Ați dat curs acestor scrisori sau câte ori? Deci știau în felul ăsta. Atunci m-am dus, o costa 30 de bani, deci dintr-un leu luai 3 și mai rămânează ceva. Deci cu 3 lei luai mai multe. 30 și m-a dat atâta vreo 10 lei și am cumpărat cărți poștale de alea de 30 de bani. Și m-a întrebat cu adresa persoanei, alegeam eu totuși. Așa puneam adresa și scriam, mulțumesc. Și mă semnam, pe ce răză? Mi-am dat seama la 30 de cărți poștale, în primul rând că nu prea aveam bani. Îi ceream cu tata, mai dă 10 lei, mai dă 10 lei. Mi-a dat el, dar băi, câte lei? La toate astea. Erau din ce în ce mai multe. Câte erau mii. Mii. Nu se putea. Mătușa mea a zis, Florine, ție ți-a trebuit o secretară. Nu era rea ideea. În clasa 10-a trebuia să-mi iau, asta mai rămânea, o secretară. Cum conștientiza... Am trimis la vreo 30 de persoane și n-am mai rămânit. Și cam atât. Dar cum conștientiza atunci, nu știu, un adolescent de 16 ani, succesul, dacă pot să-l numesc așa, și toată iubirea aceasta și dragostea de care se bucura din partea unor persoane practic necunoscute, pe prima care niciodată nu le-a văzut. Prima mea diplomă de recitator o am, uite că putem să aduc fotografii. Eram cu pantaloni scurți, cu breton, înainte de a fi elev de liceu, de școală. Da. Înainte de a fi clasa 1 și recitam cu corul în spate. Și acum participam la un festival de ăsta local, de raional. Și mi-a dat o diplomă de recitator. De atunci vreau să mă fac artist. Artist, dar nu înțelegeați exact, nu? Eu m-a rămurit un dirigent de zis, da. Ce vreți să fac? Artist. Ce poate actor? Actor dramatic. Mi s-a vrut că nu prea mai bine sunt artist. Zic artist, poezice, artist sunt toți. Și cântăresc și asta. Și pictori. Da. Vrei să te faci actor de teatru, să joci de teatru. Ca un film, dar nu mă gândeam la film, niciodată. A, zic, da, artist, actor, nu, actor. Deci, din totdeauna, eu am vrut de la 6 ani să fiu actor. Și atunci, succesul ăsta de care mă trebuie, păi nu m-a șocat, mi se părea meritat, am luat un primă. Foarte important, regiunea mea, Argeș, a luat locul întâi prin mine.
pentru că îi se dădeau note și era cel mai bun recitator. Eu la asta am participat și era 10-10 și dincolo. La Mureș Autonomă Maghiară, tot 10-10. Eram și alte coruri și alte bătrâni interpreți și alți tineri interpreți și hore și dansuri populare și așa. Se făceau media și cine avea un punct mai mult era câștigător. Și s-a întâmplat că cele două regiuni, Argeș și Mureș Autonomă Maghiară, au avut aceeași medie. Numai că la final se dădea un premiu întâi pe toată serbarea, se dădea un premiu 2 pe toată serbarea și un premiu 3. Premiul 1 pe toată serbarea mi l-au dat mie, tânărul recitator Florin Zanfiescu. Din Calimenești. Da. Pe premiul 2 pe toată serbarea l-a luat un cântăreț din Târgu Mureș, un cântăreț de operă. În sfârșit, nu mai spune. Și premiul 3 l-a luat din nou un argeșan care se numea Gheorghe Zanfir. Wow! Premiul 3 la NAI. La NAI. Acum, a fost prima oară, nu, a fost singura oară în viața mea când am luat ceva peste Gheorghe Zanfir. Eram un alt maestru, da. Eram în curiția amândoi și se uită că el era student la conservator. Și m-a felicitat așa. Culmea că și pe mine mă cheamă Gheorghe Zanfirescu. Asta neapotrivă. În sfârșit. Și din cauza că unul de la Argeș a luat locul întâi, Argeșul a fost campion. Campion. Și exact așa ați gestionat succesul, pentru că ați muncit foarte mult. N-am muncit. Și pentru că a venit treptat. Eu n-am muncit, recitam sute de poezii, pentru că dacă citeam, mergeam în biblioteca de Cărmărești, acolo mi-a făcut veacul. Și răsfoiam cărțile și când găseam o poezie, seara, bibliotecara chema spectatorul, punea un afiș și recită Florin Zanfirescu. Făceam serată literară. Și eu citeam că astăzi găsise cartea cu poetul străin, european, american. Așa am trecut prin el. Dar știu, ce spuneau părinții? O clipă. Și eu învățam poeziile alea până în seara. Nu știu cum, citeam de două ori și eu știam. În vreme ce alți copii... Și nu se pune pe urmă. Toți colegii știau. Da, da. Putem să zici zi și noapte, zi și noapte, o săptămână, cel mai mare. De aceea spuneți că nu era o muncă, era o pasiune. Nu era o muncă. Iar părinții, tata ca tata, era un învățător modest, simplu, cu minte, curat, sufletește și iubitor. Nu ne-a dat în viața lui nici mie și sumea, măcar o pată. Mama ne bătea. Mama era, eu cu mama semăn, temperamental și mai altfel așa. E, mama mi-a băgat în cap să recit, că eu n-aș fi descoperit o poezie la 3 ani. La 3 ani eu știam să recit Regina Ostrogoților, Moartea lui Fulger, mai ales Coșbuc. Incredibil. Plăcea tare lui mama. Și ea îmi spunea că odată la 2 ani jumătate am făcut aprindere de plămâni. M-a stat afară, era iarnă, tăiaseră porcul și eu nu m-am băgat de seamă că eu sunt acolo, am dezbrăcat. Și noaptea de aici ne murea copilul, tu știi. Am început că așa eu dormeam și am început să mă ridic pe perete așa, jalnic, vâzie prin noapte, glasul codilor de brad, ploaia cade pe spicuri. Ce ai Florine, mamă? Eu eram, aveam 40, depășeam 40 de grade și recitam. Mă rog, un doctor care stătea alături a venit, mi-a găsit penicilina mea, murea. Vă întrebasem de părinți pentru că tocmai știu cumva că în vremurile acelea, părinții vedeau aceste meserii, nu neapărat ca fiind o pierdere de timp, dar era destul de greu în acea vreme ca un copil să poată crește, nu știu, citind mama, cărți. Mama a vrut ea să fie artiță. A citit ea cărți, ne-a spus de multe. Eu am crescut cu mama până am terminat liceul, într-un pat citea mama și într-un pat citeam eu cu veiozele sub plac. Și asta spune totul. Pentru că și tata și sora mea vreau băi. Noi aveam o casă nouă cu 4 camere, la care nu era gata. Noi am trăit, eu am crescut toată perioada liceului, noi toți într-o singură cameră, una din cele 4, terminată și locuiam da. În ea. O sobă, cum știu ce. Aveam 2 paturi, sora mea dormea cu părinții, că era mic așa și noi dormeam singur în pat. Și aveam veioză de aia, lumânare de aia mică da. Și mama joase și ea. Și să suprapă, mă, că ăștia vreau să stinge lumina.
Și noi citeam până la 4 dimineața, nu? Eu și mama, le-am apucat. Mama era casnică, a făcut 7 clase, dar a jucat teatrul de amatori, mama a jucat la Căminul Cultural, tata fusese chiar director de Cămin. Și puneau piese, că așa era pe vremea aia. Practic și-a văzut visul îndeplinit, dar și prin dumneavoastră. Și-a văzut visul îndeplinit prin faptul că și băiatul, adică eu, da, și fata, adică sora mea, am devenit actor, că a fost și director de teatrul din Păiești. Este impresionant cum această dragoste pentru teatru, pentru lectură, pentru film, pentru actorie, pentru artă, într-un cuvânt, nu așa cum vă doreați de când erați copil, a mers din generație în generație. Mama dumneavoastră, dumneavoastră, da, sora mama dumneavoastră. De aia și vorbesc deseori, prea mult poate, de mama. Că m-au întrebat, dar tu tată n-ai avut? Da, dar tata ne aducea banii lui, serviciul lui, un ceai, era un om tihnit, tăcut, cu minte. Știa că sunteți bine, că învățați, că sunteți era sănători. Era perlele lui, să uita la noi ca la... Dar nu știa să se exprime. Nici nu ne mângâia. Spita așa la noi și ne clima. Asta e tot. Ce amintire aveți cu tatăl dumneavoastră? Pentru că, din păcate, nu mai e printre noi de foarte mult timp. Pe tata când de mama v-ați mai bucurat mulți tata ani. Tata numai din 90, da. Mama a trăit 94 de ani, tata 70. Deci, amintiri. Cum ați aflat asta, aveam să mă întreb? Am aflat despre tata lucruri groaznice pe care el nu mi le-a spus. Am aflat că din 1948 până când a murit, a fost interogat de securitate. Pentru că în 1940, când a avut 41, când a avut loc rebeliunea legionară, el era minor, dar cânta bine din gură și coptaseră, ca și astăzi, ca și în perioada comunistă, făceau coruri de pionieri. Da. Și el coptat minor în coruri de premilitar, așa cum se numea, cu cămașă verde și cu diagonală. Era stat național, regional. Și după ce au venit comuniștii, au început bârfe reclamații pe Costică, l-am văzut cântând cu cămașă verde și cu diagonală. Și atunci chinul lui a fost enorm, interogat, n-a făcut pușcărie pentru că el n-a fost membru legional, era 17 ani avea la rebeliune, când a căzut legiunea. Da. N-au fost. Numai că în dosarul lui pe care l-am găsit eu după la CNSAS, am citit că era simpatizant legionar. Dosarul lui însă e atât. Și l-am cerut, l-am copii acasă, cu delațiuni din partea colegilor, cu oameni care turnau, că ce mai spunea el. El nu spunea, n-avea curaj să facă dizidență, dar mai spunea că s-au scumpit cartofii. Mai spunea și el conducem greu, că cotele de carne și de ce dădeau ei porumb și toate sunt prea mari. Mai zicea, bă, mi-a luat tot, mă. Cât să-și spună oful, nimic și așa, mai mult. Și asta nu da. Urmau și aceiași oameni care și lor li se luau toate, în sfârșit. Și în dosarul de la CNSAS pe care l-am după moarte, l-am primit, am descoperit că el fusese simpatizant legionar, după vreo 5 ani fusese, cu dosarul e până în 89, fusese legionar și prin 87-88, în turnătoriile care erau pentru el, era șef de cuib. Și eu am fost la poliția cu acesta și am zis, le rădeam cu dosarul pe acesta, venit, mă, dar ce râzi? Păi uite-te puțin, legiunea n-a dispărut în perioada comunistă. Păi dacă tata creștea în grad din fiecare an și până în 89 a fost șef de cuib, cineva lua salarii. Cineva lua salarii pentru asta, corect. Cineva îi creștea gradul. Săracul de el, îl chemam la Pitești o dată pe an, vara, și venea a doua zi, îl țineau la interogatorii să spună. Și acum, în dosarul lui CNSAS, am găsit, că să scrie, nu să spună, am găsit declarațiile lui. Sunt conștient că am doi copii și că eu sunt
întreținerea mea și trebuie să am grijă de ei. Așa că vă rog să mă iertați pentru ce? Nu știa nici el. Zicea, cereți iertare. Și cerea. Ce să fac? De-aia nu vorbesc eu de tata prea mult. Că dacă mă declanșez să vorbesc despre el, aș putea vorbi prea mult. Și o faceți atât cât simțiți. Eu vreau să vă întreb, cum v-ați transformat dumneavoastră după ce n-ați mai avut acea figură paternă? Personal, dată, profesional, emoțional. Nu, ai părinți, nu? Și îmi spunea Nichita Stănescu. Eram prieten 80-83 cu Nichita și trăia și mama și tata. Da. Și eu i-am murit aici, s-o, prin 82, nu știu cât. Și zice, bătrâne, când îți moare tatăl, atunci te simți bărbat. Până atunci ești copil. A ținut minte așa. Nichita a murit în 83, nu mai contă, tata trăia, și în 91 a murit tata. A apucat și el. Bucuria schimbării, da? El n-a văzut ce nenorocire a venit. Da. Bun, el a apucat doar bucuria, foarte bine, merita. Și atunci mi-a lăsat aminte, zic, acum nu mă simt, sunt bărbat. Aveam 40 de ani. Dar când a murit și mama, care s-a întâmplat acum 3 ani. În 2019. Da. Atunci am simțit că, da, sunt. Pentru că aveam permanent o grijă dacă află mama. Dar nu că ce prostii făcut, nu. Dacă am avut în ieșire cu o premieră și a căzut premiera. Ulu. Ce va spune mama? Sau o chemam la toate primările, ea venea. Stătea și zicea lăs că vorbim noi acasă. Când auzeați acest lucru, știați că e ceva grav. Mamă, cum ți se lăs că vorbim acasă? Mă băga într-o cameră și zice, băi, vite-mă, Florina. Acum, tu ești actor, nu poți să-ți dau ție sfaturi. Tu ești profesor, profesionist. Dar ce teatru e ăsta, mă, dar nu înțelege nimic. Eu știam care e teatru. O argumentam, stai, mă, mamă, mă, nu e așa, că vezi că, uite, teatru s-a schimbat. Bă, s-o fi schimbat, dar bine, eu sunt bătrână, dar ăștia nu alții, ăștia tineri. La fel, știam o fază amuzantă pe care ați povestit-o în copilărie, nu? Când mergeați, se auzeați la difuzor filmele, nu? Și mama vă spunea atunci, o prostie, ce înseamnă asta? Să-i auzi, dar să nu știi ce se întâmplă acolo, iar pentru dumneavoastră era ceva măreț, era ceva grandios. Nu mai știu la ce te referi. Că da. Nici nu v-ați fi gândit că vreodată o să jucați și în filme. A, păi nu! Și mai ales acea trecere. Mergeam la film, mergeam părinții mei săptămâna, mergeam la film. Cu da. Ce se distrez? Corect, în acea vreme. Să schimbăm filme, deci hai la film. Nici nu se interesau ce film. Hai la film! Și am... Bine, nici nu cred că erau foarte multe, nu? Sau erau? Două pe săptămână. Două pe săptămână. De luni până miercuri și de vineri până da, duminică. Și fiind mai măricel, mă luau și până. Pe mine mă nebunea că vedeam pe ecran câteodată și color oameni vii. Care mișcau, vedeam animăluțe, vedeam căței, vedeam mașini care trec, vedeam oameni care se sărută, se îmbrățișa. Doamne, ce vedeam! Și ieșeam seara. Și mama, cum ieșea afară, îi spunea lui tata, ce porcărie de film. Măi, dar cum e? Păi, dar vorbeau, dar mișcau, dar erau vii. Semănau. Și nu mă mai supărea porcărie. Chiar copilul era fermecat. Păi cum dacă eu vedeam pe perete că se schimbă? Dom'le, ei aveau o părere pe vremea aia, oamenii aveau niște părere despre filme de rămâi cu gura căscată. Eu am dat la teatru și am reușit. Da. Și era un bătrân în Șerbănești, Ion Alristi. Pentru că pe vremea aceea, acolo, oamenii nu aveau nume de familie, aveau porecle. Da. În gemănări, așa. Era unul,
era o fată, Maria, Maria lui Nicu, lui Ion al Ristei. Nu, Maria lui Nicu, lui Mitul lui Ion al Ristei. Adică Riste era un lucru, nu a cunoscut nimeni. Da. Un băr la mure. Da. Dar era lui. Era el, Ristea. Da, da. Dar mai era un copil care devenise un moș bătrân, acum Ion al Ristei. Dar pe ăsta a avut, ăsta a avut pe Mitul, care era un bărbat cam ca tata, așa mai mare. Mitul lui Ion al Ristei. Și Maria, și avea un copil, Nicu, Nicu lui Mitul lui Ion al Ristei, și mai avea o fată care era colegă cu mine de școală, Maria lui Nicu lui Mitul lui Ion al Ristei. Asta da, arbore. Arbore genealogic. Dar mai era o situație cu Mitul și Ion în satul, nu știu ce, toți se numeau el Mitul și ea Ion. Mitu și acum, Mitul Ioanei, care e Mitul Ioanei? Mitul Ioanei. Sau Ioana lui Mitul. Care, bă? Ioan. Și atunci mai strecurau câte o deosebire. Da. Era unul Mitul surdu. Era surd. N-auzea decât un pic. Și zice, Mitul lui Ioana, Mitul lui Ioana lui surdu. Surdu. El era tot el. Da. Ioana lui Mitul lui Ioana lui surdu. Și ajunge la Mitul lui Ioana lui Mitul lui Ioana lui Mitul lui Ioana lui surdu. Dar ei erau tot ei doi. Exact. Era în oglindă așa, ca între oglinzi paralele, să îți bea o bilă până când cădează. Un fel de ping-pong. Dom'le, asta era, așa am crescut cu, da, cu tipul ăsta. De-o. Și Nicu, nu, Ion al Ristei, nea Ion al Ristei, al bătrâi, dăduse-mi eu la teatru și eram în anul întâi și mă duceam în vacanță și la bunici. Nu trăia bunică, mă, dar bunică mea trăia. Și mă duceam la Șerbănică. Cine e? Nici o problemă, răspundem. Nici o problemă, dar mă duceam la Șerbănică și mă duceam pe la nea Ion al Ristei, că avea niște băieți, ne jucam. Și ăla mă vede să te al cioarici îmbrăcat, cu chimir, că omul... Și vorbea iute așa. Și îmi zice, bă, frâne, bă! Am auzut că te-ai făcut, frate, cu dracu, jos pe păreți. Ia uite-te, mă, și la mine pe păreți, să văd cum faci. Tu auzi aici? Am auzit că te-ai făcut, frate, cu dracu. Joci pe păreți. Urcă-te și la mine aici pe părete să văd cum faci. Că el credea că atunci când ești în film, ești tu. Ești tu, da. Și mă suneam pe părete și făceam un dă-i și explică. Da, mă, Ion, că nu e așa. Hai mă, te rugi o dată, mă, ce nu o dată. Eu mă gândesc doar dacă mă amuz eu acum din poveștile pe care ne le spuneți acum. Cum mă amuzați atunci în perioada aceea? Eu nu prea amuzat. Eram copil, vă explicam. Nu e așa, bă. E un reflector. E o lumină pune pe perete. Uite-vă de aici, pe lumină pe perete. Urcă de curaia să văd și mă ține de vorbă. Ce să faci? Oameni simpli, oameni care nu văzuseră tren. Șerbănești era 7 km de Jibla, de Călimănești. Trece trenul. Da. Îl auzeau. Zice, iată, au, trenul. Că s-auzea, s-auzea trenul trecând. Trinu, e așa ce o trin. Ai fost vreodată la tren, la trin. M-a ferit Dumnezeu. Vă dați seama că, practic, persoane despre care îmi vorbiți acum și care nu mai sunt printre noi, nici nu au apucat, din păcate, să se bucure de ceea ce v-ați bucurat dumneavoastră, de ceea ce poate ați reușit să îi aduceți bun în viața mamei dumneavoastră, pentru că a trăit până acum 3 ani. Dar nu, să știi ceva, că în toate vremurile erau bucurii. Exact. Mama mea când era, mă făcuse, eram după fusta mamei, eu eram, era foarte veselă și glumeață și băga oameni la lucru, că aveau ceva pământ acolo și trebuiau să muncească cu sapă, nu puteau ieși mama singură. Băga oameni la lucru și noi plecam la alții după aia, că făceam așa cu și atâta râdeau și atâta se hârjoneau și glumeau. Tata cânta extraordinar din gură, că de-aia ce s-a tras cu legionarii. El cânta, cânta romanțe, cânta. Când era seara, după ce se termina de lucru, oamenii veneau să mănânce acasă la noi, acolo, că le dădea mâncare, le dădea câteva ardățuică. Dom'le, și era o veselie și o bucurie. Deci nu e că n-au avut săraci pe vremea, erau țărani săraci și nu știu ce e bucuria. Nu știu dacă bucurile pe care le-a avut mama mai încoa sunt de altă natură, că
copiii ei s-au făcut, au ajuns ceva și venea și în București. Ea ții minte că a venit odată, tot așa, având o premieră, eu eram la Teatrul Giulești, actualmente Odeon, și am adus-o că să vadă premiera. Toate le-a văzut. Mă aduceam și la Târgu Mureș, când am fost repartizat, la premieră o luam pe mama și pe tata, amândoi. E, și a venit mama în București și eram eu la cabină, că de să nu o lasă să stea în sală acolo singură, hai cu mine la cabină. Și mă îmbrăcam eu, nu știu ce, cu fufoul, cu de toate, și eram piesa romanțiu și de monosa. Și ea stătea așa, i-am scos haina în patonul mamă, mai tac, e caldă. Păi nu că, las că îl găsim la plecare, că îl vie aici, nu te... Era frică să nu-l lasă patonul. Și la un moment dat se uita aia, avea niște oglinzi mari în față, mă machiam, a venit unul machios, machior, mă putera, dădea cu jabou, de la cămăși, de la cu capul și spate, știi? Cu... Și se uita la mine așa. O vedeam în oglindă. Și când a plecat toată lumea, atunci, Florine, maica, ce viață ai tu față de ea care cu cizme de cauciuc, în iarnă-vară, cu furca de fier, cu bălegar, la vaci că aveam. Trebuia să trăiască, câștigul, salariul toate era foarte mic. Era atât de mic încât eu, în anul întâi, am primit de la ei lunar 200 de lei, aveam bursă. Da. Și le-am spus din anul 2, nu mai trimiteți nimic. Aveți o fată și are și ea necesități, că fata e mai pretențioasă. Și cum să nu strimite? Păi tu din ce trebuie? Lasă mama. Am cartelă, am cămin, am și... Mă descurc. Am și, aveam și niște locuri făcute deja de bușeu pentru poezii, pentru asta, câștigam și banii de țigări. Și n-am. Și, deci ultimii, eu 4 ani am făcut, ultimii 3 ani, n-am primit de acasă niciun bani. Îmi pare rău, dar în perioada actuală eu nu cred că puteam face meseria asta. Pe mine comuniștii m-au ajutat. Adică în perioada aia, nu comuniști. În perioada aceea. În perioada aceea, eu am făcut școală fiind în incapacitate de a plăti ceva. Corect. Câți acum ar putea să facă? Sau câți nu renunță acum? Pentru că n-au condiții. Din ce în ce mai mulți chiar. Deci, când ea mi-a zis, ce viață duci tu față de ce știam eu că au ochi. Duc ei acolo. Zice, îți ia teatru, îți cumpără costum, îți dă și cum te machiază. Tu spui vorbe frumoase și îmbrățișezi și fete frumoase. Eram cu Rodica Mandache, a replică. Zice, ții fete frumoase în brațe și păi amărâția de la Șerbănești, colegii tăi. Gândește-te și tu ce viață tu. Vă dați seama cât de mândră era mama dumneavoastră și cum vă vedea atunci? E, dacă vrei să te satisfac cu mândrețea mamei, îți spun o loc o poveste. Eu veneam la Călimănești câteodată și nu-i găseam jos, așa ziceam la Călimănești. Da. Erau sus, în satul de sus, 7 km, unde munceau pământ, munceau că și eu că venim. Și atunci ne înțelesese noi să vină, dar nu veniseră, că eram în Călimănești, casa pe acolo, singurul, mama, hai înaintea ei. Și am plecat că ea avea bagaj totdeauna, aducea de sus mâncare, lapte, brânză, aducea. Și ajung în drum, între Șerbănești și Călinești, o comună sălătucea. Și acolo mama o văd oprită și vorbea cu o femeie peste gard, acolo era punctul veterinar. Și o văd, vorbeau, adică aia vorbea. Da. Și eu nu știu, am vrut să o strig, dar zic, stai, te fac surpriză, că ea nu se uita în jos. Se uita spre ea. Și ajung și ajungând îmi dau seama că aia, puștoi, că erau 25 de ani, puștoi, o certa pe mama. Și ați auzit? Și ce îi spune? Știu ce îi spunea. Nu ți-e rușine să vin eu până la matan de alt acolo și să nu fie acasă. Am venit să fac vaccin la vaci. Că ți se îmbolnăvesc, eu regulă. Și să fac bat drumul degeaba, femeie bătrână și nețințită. Mama era țărancă, era... Și ea stătea așa. Și asculta.
și nu zicea nimic. Aia țipa și ea tăcea. Și când am ajuns eu lângă ea, dar nu m-a văzut, era mai lateral așa, o aud pe mama mea zicând în șoaptă. Vai de capul tău! Și dacă ai ști tu ce copii am eu? Și am luat-o în brațe. Și am zis, ce faci, mamă? E că niciodată n-am apărut în fața ei într-un moment mai potrivit. Exact. S-a întors, Florine, maică, stai, mă, mică, așa să fiu. Cred că momentul acela mai mult a gândit cu voce tare, știți? Cred că... Păi dacă ea nu e fix... n-a țipat la da, da. Zis, dacă ai știut tu, prăpătitul, ce copii am eu. Și tu îți permiți să țin la mine. Și cine ești tu? Mamă, una cu liceu care nu se poate, că nu era doctoriță veterinară. Dacă era doctoriță, era mai simțită. Dar tot ce era în jurul mamei dumneavoastră, practic, era ceva banal, era un nimic pe lângă fericirea și dragostea și satisfacția. Și am luat-o eu, nu ți-e fă rușine nenorocită. Ce-a voi, domnul Florincă, mă. Știți că am fost și dacă ai fost ce? Serviciul tău care e? Dar câți ani aveați atunci? Eu aveam 30 de ani. Ah, erați mare. Eram actor. Da. Da. În sfârșit, am luat-o, hai. Deci, apropo de mândria părinților mei, în sfârșit. Vă înțeleg că vă emoționați și eu când v-am mai ascultat, poate și cu alte ocazii, când am citit despre dumneavoastră, când am aflat toate aceste lucruri, n-ai cum să nu te emoționezi și nu ai cum să nu faci comparații între acele vremuri și aceste vremuri, să nu remarci toată evoluția aceasta. Și spuneați așa că atunci când ați rămas fără tată, dintr-un copil a știut că trebuie să preluați frâiele, să deveniți un bărbat. Când mama dumneavoastră n-ați mai fost, cum v-ați mai numit? Ce ați mai fost atunci pe pământ fără mama dumneavoastră? Asta s-a întâmplat când eram deja pensionar. Eram deja bătrân. Și știam că o să doară, fiindcă mama... Tot mama e. Știu, e adevărat. Ea a trăit 94 de ani. Cam de la 92 deja dădea semne de senilitate. Da. De exemplu, eu veneam și îi dădeam telefon și din Vâlcea îi dădeam. Mamă, sunt la Vâlcea, ajung în 10 minute. Și când veneam, tu de ce nu mi-ai sunat să-mi spui că vii? Stai, mă, mă. Sau veneam, ne pupam, mâncam împreună seara și noi ne culcam sus și ea dorme. Și a doua zi veneam, hai, mă, mică, te-ai trezit. Dar tu când ai venit? Când, până la urmă, a început să-mi pună niște întrebări. Atunci am râs, că era de râs, da. Zice, mă, Florine, eu de mult vreau să te întreb pe tine. Mă, cine-i mă tatăl tău? E adevărat că erau 30 de ani de când murise tatăl. Și zici, mamă, cine e tatăl tău? Că eu nu l-am cunoscut pe ăsta niciodată. Și eu dau într-o glumă și zic, păi mamă, mă tatăle să-mi spui cine e tata, că eu de unde să știu? Păi, dar eu de unde să știu, mă, frate, că l-am cunoscut în viața mea. Cum mă, l-ai cunoscut pe tata? Nu, să nu mă mișdici, avea vorba asta. Când vrea să te convingă, da, să nu mă mișdici. Bine, îi spun eu. Avea o poză, tată, în perete, frumoasă, așa. Și zic, uite, bă, tată, să uită. Frumos bărbat. Dar nu l-a cunoscut. Bine, ce era să fac? Am tăcut, am lăsat, acum asta. Și la un moment dat, ea zice, da, sorta. E soră cu tine și după tată? Mamă, ce întrebări pui, mă, tată? Cum să întrebi? Nu-i soră mea. Da, mă, eu nu știu că nu-l cunosc pe omul ăsta. Și zic asta. Și iau telefonul mobil și o soră mea era la Ploiești și sperăm că o găsesc. Și am găsit-o. Alora, nu care să fac? Păi, nu. Ajuns-i la mama. A, bravo, dă-mi și mie la telefon. Stai că ți-o dau că vreau să te întrebe ceva. Alora, Luca, tu ești fată? Da. Bă, tata tău e și tata lui Florin. Îți dai seama, aia a rămas, ce? Nu se aștepta.
A trebuit să plângă, sorte. Ce e, mămică, ce poate să prostii? Stai, mă. S-a speriat, poate nu știa încă de starea în care era. Ce faci, mă? Stai, mă, la lucrurile. După care, nu, spre seară, sau a doua zi, nu știu, zice, pe cum era să te întrebi eu să zic? Nu știu pe Costică. Deci avea momente și momente. La 94 de ani. Și nu, asta era pe la 93, că după aia a început să aibă pierderi de memorie și de luciditate mult. Nu vedea alte, că unii văd, uite, văd aia, văd aia, nu. Păi nu normală, dar nu mai știa. Pe sor mea a întrebat-o altă dată, mă, tu cine ești? O vedea mai rar pe Raluca. Și ce ai, mă, mamă, mă primi sor. Da, tu ești Raluca. Și aducea aminte. Da, tu ești Raluca, da. Auzi, mă, Raluca, mă, de ce nu te măriți, mă? Păi sunt bunică, ce să mă mai mărit? Deci sunt, dar toți care au bătrâni în casă trec prin asemenea lucruri. N-ai cum să nu treci și n-ai cum să te doare, că-s părinții tăi, da? Oh, Doamne, cât am fost. Sunt momente extrem, extrem de grele și... Știți, ascultam la un moment dat pe cineva care spunea că singurul lucru care te consolează privind moartea este că chiar dacă știi că ți-ai pierdut apropiații, într-o bună zi te vei întâlni cu ei acolo. Este poate singura consolare. E o consolare. Și singurul gest de încurajare. În toți acești ani, mama dumneavoastră v-a vorbit de tatăl dumneavoastră? Cum a fost transformată de dispariția omului pe care l-ai iubit? Cum? Ăștia 30 de ani, cum era în ultimii 2-3 ani, s-a pierdut și și-a pierdut fiul. Mama era un om lucid, ținea mie. Profitam și o întrebam din copilărie, din tinerețe. Cum era mama? Cine era? Adică mai avea puterea să vă povestească după ce îl pierduse? Mai... A, nu, cum să zic? Mama a suferit foarte mult. Vreo 3 ani a suferit de singurătate. O luam la București, nu o lăsam acolo. Dacă o lăsai singură, ea nu știa să fie singură. Toată viața era tata, care mai venea, mai târziu, mai... Dar era acolo. Măcar cu cine să vorbească, să se certe, măcar. Da. Pe când așa deodată, dacă nu miști, o săptămână nu vine nimeni, probabil. După aia am găsit o femeie care o verișoară avea, n-a rămas ea singură, o îngrija, îi îngrija toate necesitățile, îi cumpăra de la piață, i-am să mă zicea nici la piață. Dar cine îi spunea oamenii dumneavoastră tanti Zizi? Păi toți îi ziceau. Toți? Chiar și dumneavoastră? Chiar nu, și doamna Raluca? Nu. Doar apropiații, prietenii. Dar de unde îi spuneați mama? Păi, ei, știu și eu, am citit. Tanti Zizi ziceau prieteni, dar prietenii. Noștri, care veneau, tanti Zizi și mama Zizi. Și mama Zizi. Mama Zizi. Păi așa, mama Zizi. Și ea răspunde. Mama Zizi. Ați visat-o vreodată sau v-ați visat părinții? Eu visez și azi noapte. Și eu visez cu mama așa, nu semnifica activ, nu vise de alea premonitorii. Da. Că dacă mi-apare mama în vis, am o bucurie sau un necas. Nu credeți în astfel de... Mai cred, dar sunt anumite vise și în anumite momente. Cred. S-a întâmplat vreodată să aveți o premoniție sau un semn înainte să se întâmple ceva bun sau rău? Cum ar fi? Cum ar fi că într-o dimineață eram profesor la școală, la facultatea de teatru, dar era prin 1984, deci înainte de căderea comunismului, 84-85. Și m-am trezit dimineața într-o zi din săptămână. Și zic, băi, ce vis am avut? Am avut un vis foarte ciudat. Foarte ciudat. Eram undeva la casa mea, de la care eu nu știu, lângă noi era poliția. Într-o casă naționalizată, era poliția. Și am visat că în casa mea am auzit zgomot în pod. Era o scară, m-am urcat, acolo puneau ai mei slănină, nu știu ce puneau. Dar nu era așa, în podul nostru nu a fost niciodată slănină. În sfârșit. Da. Și am găsit un copilăș atâtica, negru la față, ca un pui de țigan așa. Îmi furați slănină. Ce faci, mă, l-am prins?
l-am dus jos, ce mai ești tâmpit, mă? Băgați-i cu buzunare, tăiați niște bucăți. Și în visul meu zic, la poliție, la poliție. Îl țin așa, trece în stradă, el, nenea, nu mă lăsa, nenea, nu mă lăsa. Deschide ușa un poliție, zic, domnule, uite, l-am găsit furând de păr, gata, trebuie o face și mai atrag vino. Și zice polițistul, acum, dacă l-ai reclamat și l-ai adus, nu mai ai ce să-i faci, că nu mai poți scăpa, noi îl omorâm. Eu m-am dat, stai doar puțin, cum adică să-l omor? Eu ți l-am adus așa, să dea o amendă, lutasul. Dar nu-l omor, nu nimic, hai înăuntru că să vezi cum îl omorâm. Și m-a băgat pe niște trepte de marmură albe în jos, acolo și copilul țipa, a, nenea, nu mă lăsa, tu, tâmpicule, ce ți-a găsit, mă, ți-a venit să pun? Un vis foarte bizar. Și acolo s-a terminat visul. Și așa s-a terminat. Și ce s-a întâmplat apoi? Toată ziua a fost toată ziua. La prânz plecam pe strada Bertro, era altfel circulația și eu de la Gara de Nord până la unde e un ATC-ul acum, am plecat, eram cu mașina și am făcut cursul ăla de 4 ore cu actorii, cu studenții, nu știu ce. Și una din fete, care acum este nevasta lui Daneliu, Cicilia Curăbură, care mi-era studentă, zice, domnule, să mă luați pe mine, că primesc un pachet din gara. Eu stăteam foarte aproape de gara. Primesc un pachet și să... am întârziat. Hai, dragă, vină cu mine. Și eu iau pe Bertrop aici și când se trage în dreptul radioului, mai era o casă pe stângă. Și văd, asta era realitate, și da. Văd o adunare, nu putem să trec de oameni. Ce mă, dați-mă la o parte. Cici vede asta și zice, domn profesor, eu mă duc pe jos când treci la gară, până la gară. Și a plecat. Decât că acolo jos era un copil căzut, plin de sânge, și spunea oamenii, a câți de la etajul 3 de acolo. Părinții vin la piață, copiii era țigan, clar. Și părinții, deci, atenție, că nu te joci cu ăștia. Și ce domnul ți-am firescut, luați-l și duceți singura mașină care e pe aici. Duceți-l la un spital. Eu nu mi-a trebuit în cap. Mă, zic, uite aici are este ăsta de naștere, cum se cheamă. Dar n-ați asociat imediat, nu? N-a, nu, o clipă. Îl iau și zic, dar nu pot să mă duc singur, să vină într-o pătură. Să vină cineva, s-a urcat o cucoană. Hai că merg eu și îl ținea așa pe machita de spate și am zis să ajung la spitalul ăsta de naștere. Ajutați-ne! Giulești? Nu știu unde este vreau. Giulești? Nu. Nu, la... În sfârșit. Și după aia îmi dau seama că acolo în ușa spitalului zice portarul, nu? Ce căutați aici? Că aici îți naștere. Duceți-vă la Grigore Alexandrescu, că e pentru copii. Ia, da, trec pe roșu, trec pe traxorez, nu să mai... Ăla, zicea, hai mama, hai mama, copii mă, da. Nu știu, nici l-am văzut, decât că era negru, așa. Ajung în ușa spitalului de urgență, intrăm, țip, vine un doctor, îl ia cu satea cu tot, cu pătură, femeia zice, hai, și zice mie, nu plecați, veniți cu mine. Mă duc. Ajung acolo. Și când coborâm niște trepte de marmură albă, nenea, nu mă lăsa, nenea, nu vreau să mor, nenea. Și am pisat transmat. Și văd că îl pune pe o masă de marmură, albă așa, aruncă pătura aia plină de sânge și încep doctorul de-o trei să-l palpeze, zice, are fractură de picior, are fractură de coloană, are nu știu ce, dar cel mai rău, prăbușire de platou. Creierul nostru stă pe un platou, ca să nu intre în gură. E un os acolo. Când se rupe ăla, îți pornește sânge pe urechi. Semnul cel mai clar că platou e spart și nu se mai poate... Ceea ce asta îi se întâmplase. E când curge sânge pe urechi. Nu pe nas. Pe urechi. Atunci, da. Dacă curge sânge pe urechi, e nasul. A mai trăit acel copil? Da. Și începe să-l întindă și-l trage ca să coloană, știi, și copilul zice, mama, aoleu, zice, domnule, poate are ce să-ți aprinde lumânare, poate că l-ai salvat, zice doctorul, poate că uite, poate că scapă. Și eu zic, și eu de ce stau? De unde l-a lovit? Zice, nu l-a lovit. Eu l-am adus. L-am găsit pe jos, a căzut. Domnule, trebuie să dai o declarație că nu te poți oferi, îți asigam și cu el nu te poți oferi. Ce a intrat?
Mamă, Dumnezeu! Zic, pe strada, că luase numărul casei, pe strada Bertru, 4 km. Zic, nu așa. Zic, uite, e doamna aici care a făcut. Doamna a dispărut. Sufituise, doar dispărut. Da. Dar dumneavoastră mai era cu copilul? A rămas eu cu un copil care m-a întrebat unde l-a lovit. Păi nu l-a lovit. L-a salvat. Păi eu l-am luat, mi l-au pus în mașină, eu treceam, fac... Deci du-te înapoi și spune-le unde e copilul și vezi dacă părinții sunt acolo și vezi dacă nu știu. Mă duc înapoi, părinții nu veniseră de la piață. Și atunci m-am ieșit, zic, e la spitalul Alexandrescu, așa și... Și ăsta a fost visul meu. A fost identic. Dar ați mai știut ceva de copil? Peste două... Eu trec pe acolo mereu, peste două săptămâni, cam două săptămâni, era un cizmar jos și am știut și am văzut pracuri la poartă. El era la etajul 2, dar au pracuri, dar știți ce sunt pracuri. Da. Și opresc și întreb pe cizmar, ce s-a întâmplat? A murit gelul, gelul, a murit geluțul, l-a dus la spitalul Maru, nu, a încercat, a trăit. A mai trăit din acea răspunsă? Da, până acum, dar de fapt a murit. Zice, părinții lui întreabă, și a bun. O femeie în haină de piele, o țigam pe leu, așa. Haină, bine, situație. Mi-a poastă, spun, când vreau să vă văd, veniți, râdeți pe genunțul, veniți, ce să caut eu, domnule, la copii? Și eu i-am făcut, nu, și-a plecat. Dar abia atunci părinții acelui copil cunoscuseră, practic, îngerul păzitor al copilului, eroul copilului. Păi nu, dar părinții au aflat că un actor, dar da, nu știau cine. Dar nu știau numele, exact, nu știau nu cine. Nu știau și cum au văzut, dar n-au fost. Că mă gândeam că vin la mine acasă, cer să ajut în mormântarea, cer să-i dau pensie. Că... Vreau doar să vă mulțumească. Ei, da, până la urmă a fost. Și iată că până la urmă copilul acela nu și-a pierdut viața în urma acelui... El a căzut de sus, da. A căzut. Că și sorsa era să cadă. Erau amândoi pe geam, părinții plecați. Nesupravegheați. A desfăcut geamul și el s-a dus. Da. Ce să faci? Ați foarte lui până la urmă. Dar visul meu, de ce a fost? Că nu e prima oară. Eu nu mai povestesc că e mult. Vi s-a mai întâmplat. Oh! Am avut mari ciudățenii, că scriu amintirile și ne trec pe toate. Foarte mari ciudățenii. M-am întâlnit cu o minge de foc. 6 ani aveam. Stăteam în clăbunici, vară, cald, și mâncam jos, în bucătăria aia mâncam. Și am ieșit afară, mâncasem, mă trafam. Și a căzut printre vița de vie o minge cât de fotbal. Minge, un jar, un foc. Cu zgomot în fața mea aici. Și au sărit scântei de țarul și țangul. După care ia mingea asta s-a lovit de zidul unei case care era acolo. Biii! Și după aia a sărit și din casa aia și dus a fost în pădure. A durat o secundă. I-am luat, a venit mama, ce ai mă? Nu puteam să vorbe, a venit și bunica mea. Dom'le, zic, măi, a sărit din viță un foc. Ce foc, mă? A sărit așa o minge și a făcut. Nu vă credea nimeni. S-a zis, păi, nu știam nici cum să spun. Da. S-a lovit de acolo. Și bunica mea s-a uită la mama și zice, băi, ziți-mă, ăsta a văzut meu. Eu toată noaptea n-am mai dormit. M-am dus în plămă. Dar mă află că râdeam, nu știu ce. Și din ziua aia eu am căpătat altă maturitate. Mă duceam cu miei, că îmi dădeam niște miei să-i păzesc, mă duceam pe sandălu. Și stăteam cu miei și mă uitam în vale să vedea că rimănești o ultru, acolo de parcă era pe dealul. Cu ăsta așa rimănești. Și mă gândeam, eu nu sunt de aici. Dar de unde sunt? Nu știu, dar eu nu sunt de aici. Aveam colegi. Mergeau cu vacile, cu câștele, mergeau la islați și eu mergeam cu ei, dar nu sunt aici. A simțit că nu vă regăseați? Au fost momente când simțeați că... Nu știu, odată cu mingea aia, mi-a simțit sau...
trezit niște lucruri. Maestre, aveți vreun regret? Regretați că ați făcut ceva? Sau regretați că n-ați apucat să faceți ceva? De exemplu, ar fi fost normal să regret că m-am însurat prima oară cu rodica aia, dar cu ea n-am făcut vorba și nu regret. Deși mă închimirea atunci cu ea. După aia, a doua nevastă, care e Vali, drăguță, e Dana. Corect. Acum a treia, cele două minuni. Cătălina Mustață. Acolo a fost ceva mai cu scântei. Mi se rupe sufletul. N-a fost cu scântei. N-a fost. Fata asta n-are nicio vină decât a avut probleme genetice. Moștenește ea ceva de la 40 de ani. A luat-o în jos, a dus. M-am asistat. A răbdat, am tăcut, am spus, până când a zis, bă, nu se mai poate, nu se mai poate. Spuneați, cred că despre doamna Cătălina, dacă nu mă înșel, că doar 5 ani v-ați înțeles așa cum trebuia? Noi am fost împreună 20 și 1. Da. Primii 5 ani au fost de vis. Chiar și următorii 5. Deși erau semne de șchiopătare. Dar nu ca primii 5. De șchiopătare. Mai apăreau probleme. Ne mai certam așa de înținit, după aia împăcam și iar era bine. Dar ultimii 10, 10 nu știu, i-a arătat pe ea treia nevastă, bă, ce poare, mă. Și n-ați simțit că v-ați sacrificat acei ultimii 10 ani? Păi... V-ați sacrificat fericirea? Când putea spune stop cu mult timp înainte. Nu puteam să spun, că iubeam, nu puteam să spun. Și tot mi se părea că va trece. Că e o glumă, știi, da, mă las, vorbeam, mă uitam pe internet, zic, uite, sunt soluții, să vă zic, hai să mă, nu vreau. Până când am stat jos, așa, așa, deci, hai să alegem. Că fiecare are o viață, cât om poate până mâine nu mai se cânda. Și a ales, mi-a cerut timp de gândire și a zis, ne despărțim. Știți, sunt persoane atât femei cât și bărbați, care atunci când aduc vorba despre încheierea unei căsnicii, la început, imediat după, îl percep așa mai mult ca fiind un eșec. Dar abia după ceva timp, după ceva ani, îl văd ca fiind o experiență. Eu văd așa chiar de la început. Adică chiar în prima zi, da? De exemplu, cu celelalte neveste, cu prima eram în relații, ea nu mai e în viața lui. Dar eram în relații perfecte, mă duceam la Târgu Mureș, ne vizitam, era totul minunat. Cu mama Ștefanii suntem în relații de frate și soră. Suntem... Când a aflat, eu am făcut COVID și a aflat, m-a sunat, să vin, facem ceva. Adică păstrez niște relații și de dragul copiilor, dar și de dragul persoanei, că una e să nu te mai înțelegi sau să nu mai stai cu da. O persoană cu care te-ai căsătorit, dar eu cu Vali nu mai suntem împreună pentru că devenisem ceea ce am rămas, frate și soră. Și atunci... Deci și aici este o problemă, nu? Pentru că dacă ar fi să ascultăm, nu știu, inclusiv psihologii de astăzi, persoanele care activează în zona asta coachingului, pentru că sunt niște termeni noi... Da, se spune că înainte de a fi iubit și iubită, soț și soție, trebuie să fii prieteni. Să formezi o echipă, să fii parteneri. Nu cred. Dar există riscul acesta, nu? De a depăși bariera aia și de a te transforma în soră și frate sau ce mai bun prieten dacă, sau psiholog și pacient. Înainte de a fi iubit și iubită, ești prieten cu o femeie, prieten rămâi. Da. Prieten rămâi. Se spune că de la prietenie la iubire e un singur pas, nu? Nu. De la iubire la ură. De la iubire la prietenie e un singur pas. Din păcate. De la iubire la prietenie se poate trece. Ușor. Interesant. Dacă cuplul s-a stricat, că nu mai... Doamne, noi zicem iubire, dar nu iubire. E dragoste. E atracție. Dar care e diferența, domnule Zanfirescu, între iubire și dragoste? Sunt atât de pregătit să spun asta, că pot să vorbesc până mâine. Vă rog. Iubirea este ceva care nu apare. Iubirea este, dacă vrei iubire,
Da, toți avem un tată, o mamă, un frate. Avem familie, un copil, nu? Păi, ce simți față de copilul tău sau față de fratele tău? Orice ar face, pușcăriaș de-ar fi, te duci și duci un pachet, te duci și îl alini, te duci și spui că l-aștepți, când o să vină, o să fie bine. Un tată dacă ai, poate să fie bețiv, poate să fie, nu știu, ce rele ar fi putut să-ți facă tata ăla, ca tu să nu vrei să mai auzi, că sunt și cazuri din asta. Dar dacă e un tată care te-a crescut, acum el are slăbiciune, are defecte, nu poți să nu-l iubești. Chiar și pe un soț ajungi să-l iubești după aproximativ 30 de ani de căsnicie. Uitați-vă, vă rog, la bătrânii care merg în cișmiciu, care merg pe stradă, cum ea îi spune, strângeți fularul la piept, că să răcești. Cum el îi spune, vină cu acest să n-alunici, că e zăpadă, sau așa mai departe, uite ce-am cumpărat ceva, nu mărțișoare, poate fi și mărțișoare. Și îmi place foarte mult când văd pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, tineri care pur și simplu surprind oameni mai în vârstă, ținându-se de mână. Și îmi dau seama că mai sunt tineri în ziua de azi care apreciază acest lucru. Păi, chiar sunt, mi se pare fantastic treaba asta. Omul normal apreciază. Deci ar trebui să fie ceva normal. Nu. Însă în vremurile noastre mi se pare ceva ieșit din comun, dar frumos. Omul normal apreciază calități. Corect. Și lucrurile de valoare. Când vezi doi bătrâni ținându-se de mână, ce-i cu ei? Că nu se despre, bă, nerușinat. Asta spune, atât de pur și atât de frumos și e atât de frumos că tinerii apreciază. Iubirea între un bărbat și o femeie este întâi dragoste, este întâi foamea speciei. Ei se atrag pentru a procrea instinctiv, astfel încât nu se poate numi iubire. Se poate numi sexualitate, senzualitate, atracție. Se poate numi atracție, se poate numi poftă, se poate numi orice, nu denigrând relația, că nu e de colea că tu ai apărut din cauza că doi tineri cândva s-au atras. Dar credeți că iubirea poate să vină, nu știu, într-un anumit interval de timp, pe genul, nu știu, dacă eu mă îndrăgostesc mâine de un băiat și mama mă întreabă de când ești cu el și eu zic, e, de un an, și îl iubești? Încă nu. Mai am șanse să-l mai iubesc? Păi cum să nu? Da? Păi cum să poate veni iubirea după mult timp? Stai puțin, că aici ar trebui o educație. Exact. Păi iubirea nu apare prima, la care apare e atracție, e poftă, e, ah, ce mă uit, ce fund frumos, ce țâțe are. Și nu sunt mulți care se păcălesc între ei. Eu sunt atras de o femeie și ți-o pot descrie. Ai văzut ce femeie, ce forme are, ce altul. Și foamea, se numește foamea speciei. Și am depășit de perioada asta. Păi dar nu mă grăbi. Și ajung să și-o iubesc. Dar între timp, eu nu știu să cultiv persoana, relația, ca să ajungă să se nască iubirea. Și încep să fac miștocărele de el, să vorbesc mișto, la mișto, să zic, ce faci pe proasta mea? E proasta mea, doia mea, bac o pală peste fund. Adică golăniile astea, exact, care distrug viitorul, distrug iubirea. Pentru că între tineri trebuie să... Atracția dispare. În 6-7 ani dispare, oricât ar fi femeia de frumoasă. Dar trebuie să rămână respectul, trebuie să rămână grija, protecția și asta se cultivă. Asta nu pot să apară din senin așa. Ea nu trebuie să fie o handicapată ca tu să o îngrijești. Ea trebuie să fie normală, dar să ai grijă, să zici, vrei să-ți cumpăr asta, să vrei să o vezi zâmbind. Să o respecti, da. Păi respectul ăsta dispărând, nu o să apară iubirea la bătrânețe niciodată. Și ține de mitocănia neamului și a educației noastre. Aici e tragedia, că de-aia nu mă devansez și pui întrebări. Deci, întâi și întâi, normal că e atracția. Nu e reprobabil că un bărbat place o femeie. Și că o femeie place un bărbat. Și ea se uită, ce bărbat adevărat vrea. După aia ăsta îi transmite și ideea de protecție. Că e un bărbat. Poate e un luptător, nu știu ce îi place.
sau un intelectual de rasă. Dar de aici și dacă nu știi să-ți cultivi iubirea, ea nu apare. Credeți că ține și de educație? Mai este toată treaba asta? Doar de educație ține. Tinerii din ziua de azi mai știu să facă o diferență între... Nu că mai știu. Ce mai știu? I-a învățat cineva? Deci tot ce noi punem în practică în perioada noastră de adulți, practic spune tot despre copilăria noastră. Când vezi doi tineri care, care se țin de mână, care se sărută, care se atrag, se îmbrățișează și ar sta împreună așa, învață-i dacă poți, tu, oricine, aveți grijă și în plus respectați. Mângâie, are și ea slăbiciuni, are și ea nevoi, dar să știi, femeie, că și bărbatul are slăbiciuni. Dacă nu-ți pasă că el muncește sau îl trimiți sau îl ajut să fure ca să te facă fericită, tu crezi că asta duce la iubire? Asta duce la pușcărie. Tu vrei să spui prin asta că iubești? Nu, cum să-mi cupere, să-mi ia, să-mi facă. Vreau mașina asta, nu vreau. Vorbim de iubire acum? Bine să nu uităm că sunt și bărbați care așteaptă cadouri din partea femeilor, dar să depășim. Credeți în suflete pereche? Eu nu. Nu cred că există și trebuie să-l caut eu la infinit ca un Don Juan zmintit, să-mi caut sufletul pereche. Și iată-mă, nu ești tu sufletul pereche, o iau pe ea. Și nici tu nu ești. Așa trec prin 100 de femei căutând un suflet pereche. Psihologia ar spune că nu este musai ca sufletul pereche să fie și persoana alături de care vei conviețui toată viața. Sufletul pereche poate să fie, nu știu, o femeie pe care ai cunoscut-o la 20 de ani. Dar nefiind satisfăcută atracția pe care ai cunoscut-o la 20 de ani, poate să-ți devină un suflet pereche virtual, să oftezi toată viața, dacă eram cu aia, eram fericit. Cum poți să plângi că Romeo și Julieta au murit și n-au avut timp să-și ducă la sfârșit iubirea, dar posibil că Romeo, dacă Shakespeare știu ce face, dacă trăiau și făceau un cuplu, la 30 de ani Julieta avea amant și ăsta hotel. Romeo avea niște metrese, foarte multe. Multe. Și poate ajungeau și la divorț. Deci, interesantă paralela. Păi, paralel, deja trebuie mare atenție. Sufletul pereche este formule de subterfugiu. Sufletul meu pereche, ce e aia? Dom'le, uite-te la un om și dă-ți seama dacă ții la el și caută. În primul rând trebuie să vezi, să-i cunoști partenerului tău defectele și să vezi dacă tu poți accepta acele defecte. Că de schimbat nu-l vei schimba. Dacă tu zici, mă, el are asta și asta. Din punctul meu de vedere, este defect. Poți să accepta. Trebuie să înveți să trăiești cu ele, nu? Păi da, are defecte, nu știu ce defecte. Acum, n-aș sfătui o femeie să accepte ca bărbatul ei bea și când bea o mai și bate, dar în rest e bine. Aici vorbim despre altceva. Despre altceva, dar e un defect alcoolismul. Da. Un viciu, deci grav și care nici nu trece. Dacă ai optat să stai cu unul așa, rabdă, nu știu. Vi se pare că și vremurile s-au schimbat, generațiile? Nu s-au schimbat. Tinerii din ziua de azi mai pun preț pe, nu știu, a conștientiza ce defecte are persoana iubită și a trăi cu ele. Aveți Facebook? Aveți Instagram? Da, pe Instagram nu. Că nu știu. Aveți TikTok? Intrați de la nepoți de la... Ce bine. De ce? Cred că zic eu ce bine. Eu care am TikTok, dar recunosc că intru destul de rar. Ce-ți fură timpul? Am momente când nu cred că mă regăsesc acolo. Este o platformă unde poți promova intens. Să știți că sunt filmulețe chiar și cu dumneavoastră și cu replici. Dale domnului Florin Zanfirescu, da, interpretate de persoane, diverse persoane. Doamna Carmen Tănase, din telenovele, din filme, din piese de teatru, replici care au devenit foarte, foarte cunoscute, virale, ca să folosesc un cuvânt al internetului. Da. De aceea spun că dacă aruncați așa o privire, v-ați dat seama cumva de principiile
anumitor tineri sau majorității, din păcate. Lumea nu poate fi schimbată. Priorități. Lumea e într-o evoluție. Spre ce? Dumnezeu știe. O vedea, cineva o vedea. Lumea merge spre ceva. Da. Ori și eu mă întrebam, ori merge spre dezastru, dar nu cred că merge spre sfârșit așa. La un moment dat se întâmplă un cataclism, inclusiv un război, și se ia puțin de la, mai de la capăt. Că prea o iau razna, prea e... Noi, bătrânii, că acum fac parte, nu putem să ne revoltăm contra tinerilor. Lumea e a lor și trebuie să le dăm voie să se desfășoare. Acum, sper ca desfășurarea lor să nu dea mie în cap. Adică să aștepte că eu tot o să mor. N-am... Și nu cred că se va întâmpla chiar așa, să ți intre peste tine și să da. Totul e posibil. Totul. Sunteți o persoană credincioasă? Da. Dar eu nu cred în avuția. Adică... Credincioasă, dar nu religioasă. Este puțin. Tu crezi că Dumnezeu are nevoie să te ideologiști? Doamne, am făcut greșeală, iartă-mă, Doamne, dar ce-ai făcut-o? Ești tâmpit? Ai omorât un om. Iartă-mă, Doamne, că mi-e frică și mie de zi. Tu nu te-ai gândit că ăla are o viață? Păi însuși Dumnezeu ar trebui să-ți dea una să te învețe minte. Să te stârpească, fiindcă ai omorât un om. Și eu cred în Dumnezeu ca într-o dreptate. Nu ca într-o miroară. V-a fost frică de pedeapsa lui Dumnezeu? Știți că mereu se folosește, poate Dumnezeu și bunicii, nu. Și spuneau, ai grijă că te pedepsește Dumnezeu, nu. Să vezi ce se întâmplă. Te pedepsești singur. Omul nu trebuie să primească iadul, raiul. De lui acolo ciorbă caldă sau zmoară. Dar sunt sigură că ați auzit o expresie asta. O să te pedepsească Dumnezeu pentru ce ai făcut sau nu știu. Și eu gândesc așa. Sau să-ți fie frică de Dumnezeu. Și eu gândesc așa. Față de cei care pot și mi-au făcut rău. Că nu da. Mă uit mai lungă așa. Și eu știu că pot stârni și efectul. Eu pot stârni efectul. N-am făcut-o. Mi-e frică. Nu pot că se întoarce și potriva ta. Un bumerang așa. Să te apuci să te răzbun. Problema e să marchez că ai fost lovit. Am marcat. Mulțumesc. Sunteți un om fericit, domnul Zanferescu? Doamne, n-am căutat fericirea niciodată. Pentru că nu-mi imaginez un om într-o veșnică nirvana. Să stăm să dansăm pe pereți așa. E ceva relativ, nu? Fericirea este un păcare, este un echilibru. Ești fericit când nu te simți vinovat. Nu poți să fii fericit și vinovat. Am făcut rău, am nenorocit. I-am distrus casa, am făcut praf viața. Acum eu sunt fericit. Dacă ești fericit, așa nu o să fiu mort. O să se întoarcă, da? N-am căutat fericirea cu orice preț. Fericit să găsesc un pormeleu cu nu știu ce sumă și eu să fiu fericit. Dar unul a pierdut-o. Fericirea vine dintr-un echilibru și din normalitate. Noi toți am uitat normalitatea. Mai ales de când trăim vremurile astea. Normalitatea e ceva care se pare complet anormal. Exact. Trebuie să fii dus cu pluta ca să întorci obrazul la sau... Plângeți? Da. Des? Nu. Nu, dar plângeți, mergi, poți să fiu. Ultima dată, nu m-am trezit, că n-am nimic mama. Dar atunci mă gândeam că nu e un potofi. Și de atunci? Ei... Vă descărcați? Vă întreb pentru că sunt persoane și am cunoscut care nu mai pot plânge de când au suferit un șoc. Și asta nu cred că este ceva neapărat de bine. Este bine persoane o spun într-un fel cu mândrie. E, nu e tot așa de scamatolicist, așa. Bine, cred că vine și de aici un pic. Da. Emoțional vorbit, evident. Bine, de acolo. Bine, de unde e. Aș vrea să vorbim de studenți, de relația cu școala, despre bucuria de a fi scos
despre carte, de ce nu, despre actorie sau magie. Să vorbesc despre bucuria de a fi scos la public. Nu știu dacă sunt 100, peste 100 de actori cu care eu mă îndresc. Eu am observat și am observat de la alții absolvenți. Nu pomenesc numele profesorului lor. Și ăla n-am fost eu, ăla a fost altul. Da. Foarte rar. Nu, foarte rar. Nu pomenesc. Pentru că eu de când am ieșit de pe băncile școlii, am vorbit de profesorul meu, Constantin Morozan, maestru emerit al artei, și pe care atunci nu l-am socotit un mare profesor. El a fost un mare profesor. Dar mi-am dat seama acum, mai târziu. Și poate e normal că ați realizat mai târziu și nu atunci. Păi, da, dar nu înțelegeam atunci. Ziceam că nu ne-am învățat nimic. Dar eu totuși pomeneam, terminat la Morozan. Dom'le, la cine termina, mă? Cred că la Gonța. Bine. Dar n-am auzit că am avut situații de astea în care așteptam. Am luat un premiu, am luat nu știu ce. Da, am avut studenți care, fost studenți care vorbeau și pe alt profesor. Dar că nu au niciun drept. A simțit în momentul acela că nu erați respectat așa cum v-ați fi dorit. Nu respect. Parcă aștept respectul. E un gest de recunoștință, de mulțumire, de apreciere. Nu, parcă te șterge din anale, parcă nici nu există. Și numai eu știu câte eforturi am depus și pentru fiecare din ei, nopți acasă, gândind ce fac omul ăsta, că omul ăsta are o problemă și trebuie adus și pe câți am adus pe calea normală. De exemplu, dacă nu l-aveam student, dau un exemplu, da, că îmi vine acum, pe Costel Cașcaval. Costel Cașcaval ar fi fost un actor, cred că la Tănase, de sketch-uri din astea, strâmbături, ala Jerry Lewis. El avea un ideal, Jerry Lewis. Și când l-am văzut în anul 2, mi-a scos teme. Tu n-ai treabă, ce faci tu? Singurul actor care a recunoscut că profesoara lui l-a adus pe calea cea dreaptă este Rebeciuc. A zis, aș fi fost un comicos de bulevard dacă Marieta Sadova mi-ar fi zis, te dau afară dacă nu termin cu strâmbăturile. Același gen de strâmbături, da, și Costel Cașcaval. Prin ce l-am distribuit pe la clasă, Costel Cașcaval în anul 3 a jucat o bucățică mică din Faust. Și uite, profesor, ce pâncă, Faust, ce trebuie mie? Zic, nu-i nimic, că mai ai încă un rol din Moromeții, Poțodina, care este o scenă, Angelina lui și care nu m-a strâmbătut și nu m-a comicării. Dar imediat după aia l-a văzut prin Ilie, l-au descoperit în film și un mare actor, da, ca așa. Și eu pot și eu să fiu mândru că l-am direcționat pe calea bună și nu e singur. Și nu e singur. Spuneați că putea să fie peste 100, nu? Peste 100. Dar ceea ce am sesizat și nici mai aștept, că mai am acum. Mă spun așa, că tot mai că nu mai aștept. Ar fi cum e acum după emisiunea asta, după ce se vină să vă sune toți. Și înceapă tot să spună. Dar o lipsă de recunoștință, grijă. El și restul lumii. El e totul. Eu totuși cred că acolo undeva în sufletul lor vă sunt recunoscători și sunt conștienți că dacă nu erați în viața lor la acel moment, eram eu, dacă nu eram eu, ar fi ajuns aici. Sau nu. Și ajungeau poate mai mult decât sunt, decât au ajuns. Nu știu, dar dom'le, altfel e un fel de a nu recunoaște meritele cuiva e un fel de a-i le fura. E un fel de fură. Sau a-i nega existența, pur și simplu. Nu, dar a-i le fura.
E formerică, da? Și toți spun, eu sunt totul. Vede furt, la drum mare, la vedere. Și asta n-are cum să te facă bucuros și să nu te tristezi, n-are cum. Dar în rest, viața mea ca pedagog a fost, cum să zic, cineva m-a întrebat ce fac mai ușor, teatru sau film. Și eu am zis, e ca și când m-a întrebat dacă merg mai ușor cu piciorul drept sau cu piciorul stâng. Alții m-au întrebat ce îți place mai mult, să fii actor sau să fii profesor. Ați fost al doilea cel mai longeviv rector, spun bine? Da, după Costache Antonio, care săracul de el, pe vremea nu se alegeau rectorii. Erau puși de partid și l-au uitat acolo 18 ani, până când el ajunsese la un, ca și mama mea, oamenii bătrâni, ajunsese la scleroză. Mai, îl puneau să semneze. El semna tot ce îi semnea că era rector și după două ore venea secretarul. Ce ați făcut, domnule? Ce-a făcut, dragă? Păi v-ați semnat demisia. Unde? Păi v-au dat demisia și v-a semnat și a plecat la minister. Ce vorbiți, dragă? Du-te repede, oprește-o! Du-te repede, oprește-o! Și după aia aduceau, uite, ministerul. Bă, că am văzut tot ce am oprit. Păi nu semnați fără să uitați. El, săracul. Da. Erau glume întregi, că nu făceau publice, dar eu m-am aflat. Și asta, deci... Nu se poate pune problema să alegeți, pentru că, practic, ați mai spus într-un interviu, de când am deschis ochii și am văzut lumina zilei, am știut că o să fiu actor. Asta mi-am dorit. Da, da, am chiar așa exagerat, că am deschis ochii. Eu știu, am văzut când am văzut lumina zilei. Așa a fost. Eu v-am citat. Dar, mă rog, ipotetic, păi, metaforic vorbim. Mai vorbesc și eu prostii. Chiar asta s-a întâmplat și... De când am deschis ochii pe lume, aia ceva. Păi nu când te pune în fașă și stai buricul și deschizi ochii. Eu cred că de atunci vă doreați. Păi mama îmi spune un lucru, mi-a spus săracă, zice, nu știi ce ai făcut tu la naștere. Ai obligat pe moașă, că nu era ginecolog, era moașă, să-ți ureze noroc. Cum? Păi zice, când te-a scos, tu ai strănutat de trei ori. Vedeți? Ai făcut așa, noroc, ha-ciu, noroc, și ha-ciu. Și ce mai era pe acolo? Noroc, și mi-au urat noroc. Păi asta, eu am obligat moașa să-mi zică noroc. Deci a spus bine că de la naștere. Păi asta nu înseamnă că eu vreau să fiu. Când am deschis ochii pe lume, este cam după așa, 5 ani așa. Credeți în treaba asta cu noroc? Destin? Norocul e foarte important. Eu am descoperit, am o carte care se numește Actorie sau Magie. Dacă știam că ești atât de cunoscătoare, Cunoscător, dar fac eu cumva să ți-o doresc, pentru că o am acasă, nu am avut. O voi comanda și ne-am întâlnit să-mi dați un autograf. Vreau să o cumpăr, nu vreau să o primesc. Păi, cumpări, nu. Știu despre carte, știu. Acolo eu spun, arăt niște descoperiri fabuloase. O carte aia n-am scris-o așa ca să pui și o carte. Drumul spre tine însuți. Da. Stanislavski are o carte uriașă, Munca actorului cu sine însuși. Mai nou, noi acum descoperim că un actor nu trebuie să muncească. Poate pe vremea lui Stanislavski erau oameni mai mulți, mai trebuie să-și muncească. Nu, mai ales că eu nu cred în evoluție. Evoluția nu există. Nu există, nu evoluează nimeni. Eu cred în revelație. Și tu evoluezi. Revelație. Și tu evoluezi picându-ți fisele. Ai revelație. Adică părul de pe fruntea asta n-a dispărut de-a lungul milenilor, fiindcă eu mi-am șters sudoarea. Nu, s-o prostie. E o minciună. Și sunt și semne. Mi-e și rușine să le spun. Dar sunt. Puteți să spuneți orice. Uiteți-vă. Vă rog. Dacă de milioane și milioane de ani, distrugând o parte a corpului, nu? Deci părul de până când trece. Asta un înțelept rus a zis tâmpenia asta. Că și rușii au niște înțelepți. Nu toți,
Da, în sfârșit. Atunci, Himenul, nu Himenul, pirița aia, cum se cheamă, dispărea de mult. Da. Aia nu se mai făcea, că n-are rost. Nu există femeie, nici Maria Fecioară, care să facă un copil fără să rupă năframă. Deci în revelație așa doar credeți. Păi noi evoluăm prin revelații. Nu să mai țin foarte, foarte mult, cred că v-ați plictisit deja, dar să știți că mi-e face deosebită plăcere și aș sta ore întregi. Și eu stau mult timp singur acasă și n-am cu cine vorbi. Și când vine de vreo să mergi, mai taci odată când vine și nu mai pot, mă doare capul. Soția dumneavoastră daciana, medic fiind, îngerul păzitor, cum spuneați, că dacă n-ar fi doamna daciana, dacă n-ar fi daciana în viața mea, ce m-aș face eu? Cu cine aș mai râde? Cu cine aș mai vorbi? Cine mi-a spune să iau medicamentele, nu? Noi râdem la două noapte câteodată. Dar râdem de ridică tavanul. Ne apucă. Dar cine începe cu glumele? Sau aveți amintiri? Sau uitați la filme? Nu știu nimic, sau ne râsul, și nu vă face bine umorul, râsul? Cred că este cel mai bun medicament. Este o minune. Le crimesc, mă gândesc. Vi s-a luminat fața. Ce înseamnă doamna daciana pentru dumneavoastră? Tot. În câteva cu... Tot. Prin numai 3 ani, ea m-a salvat de la mort. Când m-am despărțit atunci, eu am făcut fisură de aortă. De aici, de unde inima, până la inghinare, 35 metri aorta mea, s-a spart. Și numai că ea m-a dus la spital. Și zicea, are o indigestie, doare stomac, lasă-l în pace. Se spărgea, pentru că mă mișcam, dar aveam voie nici să respir, să nu știu. Și se spărgea și făcea emoragii interne, tot sângele intra în burta. Și gata, nu pot să... Ce, cum se oprește? Și ea a zis, asta nu e, e. Asta e fisură de aur. A venit vinereanu, repede m-a băgat la tomograful, s-a uitat. Ce faci? Că nu știu. Nu există să coșe orna. E un furtun care s-a spart pe lungă. Și cum să faci? În vremea ce alți doctori spuneau că e vorba de o indigestie. Da. Exact cum am scăpat eu, n-a scăpat cum îl cheamă? Semn cu mama. Adică am... Nu știu exact la cine vă referiți. E, cântărețul ăla pișpirică din Vouă, din, nu din Vouă, din... Gheorghe Pascu. Exact ce am avut eu, a avut și el. Au intrat, au zis, mai nu, dar m-au aspirină și au plecat și am murit. Putem spune că Gheorghe Pascu n-a avut o daciană în viața lui? Putem spune. Gheorghe Pascu a murit cu zi. L-au lăsat, i-au dat, nu știu ce, au vrut și la mine. Și daciana zice, nu. Și au... Că venise zmotul. Da. Și ea mai are, ca doctor, să aștept o pomadă la safari, zice, prieteni mi-a dat safarea, că ăștia au plecat. Deci a venit două salvări la mine. Zmotul care mi-a dat safarea, și a trimis imediat. Hai la... Și ce vreau să mai știu, pentru că spuneați că vă simțiți cel mai bine în prezența doamnei daciana, că este totul. Da. Acum pot să înțeleg asta și la propriu și la figurat. Vă simțiți cel mai bine pentru că soția este doctor și automat glumesc, dar este cea care vă împlinește întru totul. Și paradoxal, poate sunt acum persoane, doamne așa să fie foarte, foarte mulți care ne urmăresc și să spun așa, mai poți să crezi la această vârstă în iubire adevărată, în dragoste? În suflete pereche, iată că tot vorbeam, după 3 mariaje, nu vreau să spun eșuate, după 3 divorțuri. După 3 mariaje eșuate, da. Eu am și eu niște caracteristici pe care mi le cunosc. Da. Nu mă învăț minte. Și ce bine v-a făcut acest lucru, pentru că altfel nu mai cunoșteți. Odată la o filmare, ne-a chemat la 8 dimineața și începeam să filmăm pe la 1. Și mâine, la 8 dimineața, toată lumea aici, la 1 filmăm. Și așa am văzut vreo 10 zile. Și s-a terminat ziua la 10 și zice, mâine la 8. Atunci zice, stați puțin. Voi degeaba încercați să mă faceți să întârzi. Pentru că după aceste 10 zile
eu văzând, ar trebui să fiu mâine pe la 12. Dar dacă îmi ziceți 8, eu la 8 vin. Așa e firea mea. Eu, nu poate nimeni să mă facă să întârzi. Dacă ai spus 8, eu vin la 8. Și vouă sper să mă fie rușine că abia la... Deci, odată dam pizza la un film, nu știu să vină, era perfect. A chemat o echipă de actori în frunte cu Olga Tudorache. Condurache și eu eram și actori. La ora 8 dimineața, să fim machiați, îmbrăcați în redingote, în fracuri, în papion. Și eram toți încriftați la Parc Mogoșoaia, la palatul ăla, urma să intrăm să filmăm. Am stat de la 8, am stat până la 9, am stat până la 10, am stat până la 11. Olga deja era papa în oage, zice, dragă leșine, nu mai pot, avea și corset. Am stat până la 1, n-a venit nimeni să ne dea să mâncăm ceva, că de obicei. Și abia la 8 seara a apărut Dan Pizza. Și zice, dar cine va chema de la 8 dimineață? Oh. Dar era liniștit, fericit, că ne-a chinuit o zi întreagă. Regizorii au acest lucru. Au acest capacitate. Cum? Zic, Dane, dar e pe aici să actor, uite-te la ei. Dar lasă-i, că nu sunt actor să stea. Să stea la mâna lui. Sunt regizori care acționează așa, sunt studenți care... Mari regizori de SICA sau ce știu, care vrei, fac așa ceva. Nu cred. De-aia n-avem. Pentru că nu știm să apreciem. De-aia avem jumătăți de valori. Jumătăți de actori. Sferturi de regizori. De-aia. Pentru că n-au caracter. Și cred că ne putem lărgi, să zic așa, orizonturile, chiar și în zona... În toate meserile. Sportivă, chiar și în televiziune, chiar și în muzică. Eu scriu o carte numită Actorie sau Magie și vorbesc despre perfecțiunea interpretării și cum poți să obții și cum pot... Și de fapt, orice copil care, ca mine, iubește și vrea să facă un lucru, va fi crunt dezamăgit când dă de nenorocita de realitate din România. Și în România nu fac comuniști. Au fost și comuniști, au fost, dar comuniști au fost și în Polonia, comuniști au fost și în Cehoslovacia și în alte țări. Corect. Poate și în Ungaria. Și nu se purtau așa. Noi românii, dacă plec, o să plec, plec foarte trist. Am trăit jignit de-a lungul întregii vieți, dăruindu-mă cât am putut și cu toată buna credință și cu... Pentru ce? Pentru că să fiu batjocorit într-una, să fiu dat la o parte. Dacă aș povesti ce mi s-a întâmplat când am ieșit șef de promoție în România, în un ATC, IATC-ul de atunci, și ce mi s-a întâmplat, cum am fost dat la o parte. Pentru că a apărut un colegă meu care echipurile a avut activitate la... De ce? Nu știu ce, care n-a fusese nicio activitate. Sunt toți. Dar au vecă tatăl lui fusese ilegalist. Și a apărut plus 50%, astfel încât media lui a ajuns 10-20. Peste a mea. Care aveam, nu 10, 9-75, cred că am avut. Și ăsta primind 50%, a avut. Că el avea și el o medie bună, da. Sub mine, era șef de promoție. Fără să se țină cont de regula că șeful de promoție e inatacabil, indiferent ce, de la OASCR sau de unde i-ar da niște sute, sutimi în plus, șeful de promoție nu poate fi atacat. Și totul s-a întâmplat. Și totuși mi s-a pus mâna în piept și a zis, nu, dumneata, e șef de promoție, pleacă de aici. Și a rămas în ușă. Și l-am văzut intrând, luându-și postul pe care eu nu l-aș fi luat. Era un singur post de asistent în IATC. Profesoraș de asistent. Da. Și era pentru el ca să rămână lângă tăticul și mămica.
Și eu nu l-aș fi luat. Ce să caut eu asistent? Tu abia termină școala. Dar v-ați simțit nedreptățit? Ca să nu spun că mai târziu eu, ca rector, profesor universitar, i-am dat ăstuia titlul de profesor. Nimic nu este întâmplător în viața asta, e clar. Nu știu dacă el a încasat-o, că el există, pot să spun și numele. Siguranță. Pot să spun numele, da? Aici puteți spune orice. Da, nu vreau. Dacă nu simți să o faci, este în regulă. Însă, pentru că ne apropiem ușor, ușor de final, nu vreau să mai spuneți că în ziua în care o să plecați din lumea asta, o să plecați întristat, pentru că sunteți printre cei mai iubiți actori din țara asta. N-ai cum să nu pleci întristat din România, pentru că România este o țară greșită. România e o țară unde cred că am venit ca să ne învățăm cu rezistența. Poate că ne-a rezervat Dumnezeu altceva. Poate că celor care acum aici în România ne-au făcut ce ne-au făcut, cândva o să le dăm noi titluri de importanță. Vă este frică de moarte, maestre? Nu. Cum să fie frică? Cum să fie frică? Câteodată mă culc seara, s-o obosit și bătrân și mă culc și îmi place să dorm și vreau să dorm. Doar eu dau și un somnifer mă zbat. Și zic, Doamne, ce bine e pat. Doamne, ce bine e întins. Doamne, ce bine e. Uite acum să dorm. Și dacă în loc să dorm, aș muri. Așa. În liniște. Și fără acel sentiment de vinovăție, cum a spus, cred că ai să fericire. Am sentimentul împlinirii, fiindcă am patru nepoți băieți. O minune. Unul e pianist. Ălalt e pictor. Stai că sunt toți pe cale de... Pe dumneavoastră am avut onoarea să vă cunosc deja. Deja sunt acum foarte fericită și onorată pentru că ați fost la podcastul și la emisiunea mea personală. Dar am avut bucuria și fericirea să-i cunosc și pe Ștefana și pe Vlad și nu doar o dată, cred că de vreo trei ori ne-am întâlnit. Da. Și vă moștenesc talentul, echilibrul. Și Ștefana e vorbăreață, este, da, cum pune în scenă, te-a chemat, te știi cu ea, ai văzut, dacă nu, caută să vezi. Neapărat, promit. Filip și Morris, piesă pusă în scenă de Ștefana. La, promit. La Teatrul Avangardie. Da. Nu se poate să pierdeți așa ceva. Promit. Am promis și o să vă și... Nu se poate. Nu se înșelă pe Ștefana. Cu doi bărbați. Bătrâni. Vreau să vă spun încă o dată la mulți ani. Pentru că, așa cum v-am spus, deși acest podcast este filmat cu câteva zile înainte de 12 aprilie, o să am grijă ca acest podcast să fie așa special făcut și știți cum se spune, astăzi este despre Florin Zanferescu. Așa va fi și sper să fie acolo în trending pe YouTube. Și ce înseamnă trending? Acolo în top. Așa se numește acum la tineri și la generația aceasta. Nu știu dacă mai număr și eu prin generația asta de tineri sau nu, da. Dar să fie cu noroc. Și dacă îmi permiteți, nu o să bez, dar doar să închinăm așa un pahar de vin alb de la Nico Lazaridi. Partenerii noștri, știți că pentru a-ți face un podcast ai nevoie să și fii puțin susținut, că altfel e cam greu. E, am norocul cu acești oameni fantastici, au cam o super variată de vinuri, e roșu, alb. Bun, această sticlă e dumneavoastră, la mulți ani, să ne fiți sănătos, să ne trăiți fericit, fără sentiment de vinovăție și împlinit alături de doamna doctor, doamna Daciana. O salutăm și apucăm. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc.